În loc să-mi spună la mulți ani de ziua mea, soțul meu mi-a spus că vrea să divorțăm deoarece s-a îndrăgostit de o femeie mai tânără și mai frumoasă decât mine. Povestea unei femei. Eram împreună cu soțul meu de tare mulți ani și credeam că am o căsnicie frumoasă. Aveam două fete împreună și puteam să spun că am o viață împlinită. Eram foarte dedicată casei și familiei. Puneam mereu fetele mai presus de toate, apoi pe soțul meu, apoi casa și abia apoi pe mine. Se apropia ziua mea și eram tare fericită. Era singura zi din an când eram pe primul loc, când mă simțeam specială, când toată atenția era îndreptată spre mine și când eu contam mai mult decât orice. Am făcut toate pregătirile necesare din timp, am comandat un tort mare, am decorat casa, am comandat șampanie. Voiam să-mi sărbătoresc ziua așa cum se cuvine. Însă în acea zi, soțul meu s-a apropiat de mine și m-a luat de mână. Eram tare fericită. Credeam că urmează să-mi facă cea mai frumoasă urare de la mulți ani pe care mi-o făcuse vreodată. Credeam că îmi va mulțumi pentru acel an în care fusesem o soție minunată și dedicată în totalitate familiei, însă el mi-a spus, te rog să iei loc, deoarece am să-ți spun ceva. L-am privit fericită în ochi, apoi ne-am așezat. El mi-a spus atunci, nu mai pot ascunde adevărul. M-am îndrăgostit de o altă femeie și vreau să divorțăm. Când am auzit ceea ce tocmai îmi spusese soțul meu, am crezut că e o glumă stupidă. Însă el stătea acolo serios, iar atitudinea sa m-a făcut în scurt timp să înțeleg că totul este adevărat. Nu reușeam să înțeleg cum a putut să facă așa ceva. Nu reușeam să mă adun. Am stat câteva minute, apoi l-am întrebat. Adică în timp ce eu frecam podele, curățam casa, găteam, făceam cumpărăturile, mergeam la muncă și mă ocupam de fiicele noastre, tu aveai o aventură. Da, a răspuns bărbatul, privind apoi rușinat în podea. Ochii mi s-au umplut atunci de lacrimi și am spus doar atât, meriți să ți se întâmple exact ceea ce îmi faci tu mie. Apoi am ieșit din casă. I-am trimis un mesaj și i-am spus să-și strângă toate lucrurile, iar seara când mă voi întoarce acasă, să nu îl mai găsesc. Așa a și făcut. A mers și s-a mutat cu femeia cea tânără și frumoasă. Eu am rămas și mi-am concentrat toată atenția pe fetele mele. Eram dărâmată, dar nu puteam să rămân așa. M-am adunat ușor, ușor. Am început să mă îngrijesc mai mult, să mă aranjez mai mult, să fac mai des sport, iar pe zi ce trecea eram tot mai frumoasă fizic. Iar după 3 ani am cunoscut întâmplător un bărbat absolut minunat. Nu mai credeam în dragoste, însă el mi-a demonstrat că iubirea adevărată există. Aveam în sfârșit liniște și iubire. Mă respecta, mă iubea, mă asculta mereu și mă ajuta în tot ceea ce făceam. Acest bărbat era tare diferit de soțul meu. Soțul meu mergea doar la muncă, iar în casă nu mai făcea absolut nimic. Considera că este datoria femeii să facă toate lucrurile în casă, iar el să se relaxeze. Spunea mereu că a face curățenie, a găti, a duce gunoiul, a face cumpărăturile și teme cu copii este treabă de femeie, iar eu chiar credeam ceea ce el spunea. Nu-mi imaginasem vreodată că există și bărbați cu o altfel de mentalitate. Însă acest bărbat minunat pe care l-am primit în viața mea mă ajută chiar și la curățenie și la gătit. Este implicat în tot ceea ce fac, deoarece spune că nu ar trebui să port totul pe umerii mei. Însă într-o zi fostul meu soț mi-a trimis un mesaj și m-a invitat la o cafea să discutăm ceva legat de fete. M-am dus, deoarece fetele erau tare importante pentru mine. Când am ajuns acolo,
Nu avea nimic de spus de fete, ci mi-a spus că mă iubește și că a realizat ce greșeală mare făcuse când m-a părăsit. Mi-a spus că vrea să ne împăcăm și că îmi promite că va fi un soț model. L-am întrebat, dar ce s-a întâmplat cu tânăra femeie frumoasă pentru care m-ai părăsit de ziua mea? Iar el mi-a spus că l-a lăsat deoarece a cunoscut pe altcineva. Atunci am zâmbit și am scos din mână un plic micuț, apoi i l-am dat. Era invitația la nunta mea cu acel bărbat minunat care m-a făcut să mă simt cu adevărat frumoasă și iubită. Atunci fostul meu soț a început să plângă. Nu l-am consolat, pentru că am considerat că merită să simtă și el ceea ce am simțit eu în acea zi când credeam că îmi va spune la mulți ani. Dar el mi-a spus că este îndrăgostit de o femeie mai tânără și mai frumoasă. Morala poveștii: atunci când nu apreciezi omul de lângă tine, îl vei pierde. Iar altcineva îl va iubi atât de mult, încât nu îl vei mai putea reîntoarce niciodată din noul său drum.